și bine v-am găsit la emisiunea 10 lei cu Dumitrița Culiuc. Discutăm astăzi cu fondatorul Fagura, Tudor Darie. Tudor, salut! Salutare și mulțumesc pentru invitație! Mare drag! Să începem cu începutul. Ce este Fagura și ce fel de startup este acesta, pentru că este un startup? Fagura este un startup fintech. Noi, de fapt, dezvoltăm o aplicație de investiții alternative. În acest moment, Fagura a fost testată, validată în Republica Moldova. Deja din luna decembrie-ianuarie suntem pe break-even point, ne acoperim toate costurile și deja înregistrăm și un mic profit. Și e momentul în care vrem să ducem proiectul, să lansăm deja pe piața europeană. El este deja disponibil pentru cei din Europa care vor să facă investiții. Deci diaspora noastră poate investi, avem și mulți cetățeni români care fac investiții și suntem în proces să obținem autorizație europeană de crowdfunding care ne va permite să fim deja un proiect european în adevărat sens a cuvântului. Ulterior, etapa următoare, este să devenim deja un proiect global pentru investiții alternative. Dar o luăm pas cu pas. Am reușit să dezvoltăm proiectul aici în Moldova, mergem să cucerim Europa, după care ne gândim la întreaga lume. Veți obține și investiții în România, investiții mari, aș spune eu. Nu e vorba de România, e vorba de Marea Britanie. Deci noi am ridicat o investiție de 340.000 de euro acum un an, în mai-iunie 2021, prin care 272 de investitori, persoane fizice și unele companii, au făcut o investiție prin intermediul unei platforme din Marea Britanie. Respectiv am ridicat această investiție și acești bani ne ajută să dezvoltăm proiectul în Moldova și totodată să fim în proces de autorizare în România, ca ulterior să ne putem lansa pe piața europeană. Ai spus despre profituri. Să înțeleg, profiturile au apărut abia peste 3 ani. Despre ce profituri este vorba? Atunci când dezvoltăm un startup, trebuie să fim conștienți că niciodată profitul nu o să vină neapărat din prima zi în care dezvoltă proiectul. În primii 1-2 ani, fondatorii de startup-uri de obicei își investesc proprii bani, propriile rezerve. Când se termină banii din buzunar, te duci și cauți bani la familie, prieteni sau angel investors. În cazul nostru, noi am trecut, de fapt, prin toate aceste etape, am investit inițial banii mei, după care am trecut pentru o etapă de bootstrapping în care și alți colegi din cadrul companiei au făcut investiții prin timp și bani, au primit anumite shares, cote părți din afacerea pe care am dezvoltat-o. Ulterior ne-am deschis și către investitorii externi, au venit doi angel investors care au investit alături de noi. Și anul trecut deja am ridicat o rundă de seed investment, bani care ne ajută să creștem mult mai mult și să trecem la o altă etapă de dezvoltare. De asta oricine care vrea să dezvolte un startup începe de jos, trece pas cu pas, acumulează o anumită experiență, dezvoltă compania, ca ulterior, deja peste 2-3 ani, se poate să înregistreze anumite profituri. Dar cum a apărut această idee de afacere? Pentru că este una inovativă pentru Republica Moldova și tu vii din alt domeniu, nu ești din finanțe. Eu, de fapt, am reieșit din propria experiență. De fiecare dată un startup trebuie să rezolve o problemă reală, nu doar o problemă în imaginația fondatorului. Eu am trecut prin experiența în care aveam niște bani disponibili pentru investiție și real, când mă uitam pe piață unde aș putea să-mi investesc banii, să merg la bancă să investesc într-un depozit bancar cu 0,35% dobândă anual, nu era o opțiune pentru mine. Aveam și opțiunea să investesc într-un imobil și cam aici cam se termină toată piața de capital în Moldova. Deci tu nu poți să investești în acțiuni la bursă, în stock options, nu poți să faci o mulțime de alte investiții așa cum există în vest. Și atunci am înțeles că cei care vor să investească nu prea au opțiuni de a investi. Pe de altă parte, am avansat să-mi dezvolt un oficiu pentru companiile noastre. Am cumpărat un spațiu, am început să-l renovăm. Într-o anumită etapă am fost nevoit să obțin un credit bancar ca să finalizez reparațiile și atunci am trecut prin experiența contractării unui credit bancar și am înțeles cât de multă birocrație există în zona asta, cât de multe acte inutile sunt solicitate la bancă sau în zona de microfinanțare unde trebuie să achizi dobânzi de sute sau mii de procente anual. Și atunci am înțeles că e o problemă pe ambele segmente. Cei care au nevoie de bani trec pentru o experiență foarte complicată, achizi dobânzi mari, iar cei care vor să investească nu au unde să investească. Și atunci, practic, am gândit o soluție tehnologică care permite acestor două categorii de persoane să interacționeze.
Așa cum Uber-ul este o soluție care permite oamenilor să transporte din punctul A în punctul B și șoferul de, care are o mașină obține un profit, exact în cazul nostru, noi suntem un Uber pentru investiții alternative, în care investitorii investesc în împrumuturile altor persoane, primesc înapoi principalul plus dobânda, iar noi ca platformă ne reținem un mic comision de intermediere. Practic câștigă și împrumutații, și investitorii, și noi ca administratori acestei soluții tehnologice. Fiindcă tot ai menționat creditele, companiile de microfinanțare, care este diferența sau care ar fi avantajele să utilizăm, să apelăm la Fagora și nu la o companie de microfinanțare sau la o bancă comercială? În primul rând, la Fagora obții dobânzi corecte, mult mai mici decât la companiile de microfinanțare și totodată obții această sumă de bani de care ai nevoie fără ca să mergi să stai în coadă la bancă. Deci suntem mai ieftini decât microfinanțare și avem o experiență de utilizator mult mai bună comparativ cu băncile. Respectiv, noi suntem între segmentul ăsta bancar și microfinanțare, pe segmentul de împrumutați. Iar pentru investitori suntem o soluție relativ sigură pentru investiții, pentru că orice investiție are un anumit risc la mijloc, dar suntem o soluție prin care îi poți să-și multiplice capitalul cu o profitabilitate mult mai înaltă față de imobile. De exemplu, la imobile îți recuperezi investiția în aproximativ 10 ani, în cazul Fagora, în 5-6 ani, tu îți recuperezi întreaga investiție. Ca să facem un exemplu, dacă investești aproximativ 10.000 de euro prin intermediul Fagora, în 5-6 ani vei avea aproximativ 20.000 de euro. Ulterior, investind acești bani, ai posibilitatea din nou să-i multiplici. Sigur, din acest profit trebuie să achizi la un anumit etap și un anumit impozit către autorități. Poți să ne oferi mai multe detalii despre ceea ce înseamnă investițiile în Fagora? Deci, noi suntem o platformă care intermediază aceste investiții. Altfel spus, noi punem în contact direct investitorii cu împrumutații. Deci, noi, în esență, nu suntem o companie care ia banii de la diferiți investitori și după care noi decidem unde să fie investiți. Deci, pe această platformă, orice persoană care vrea să facă o investiție trece o procedură de verificare a identității, trebuie să știm exact cine este investitorul din spate. Ulterior, fiecare investitor are posibilitatea să investească prin două metode. Fie metoda manuală invest, în care investitorul singur se uite fiecare cerere din împrumut în parte și decide în care împrumut să investească. Deci nu noi suntem cei care luăm decizia de investiție, dar investitorul este cel care decide în ce împrumut să investească și ce sumă să investească. Sau să aleagă două metode de auto-invest, în care noi practic oferim gratuit câte un roboțel pentru fiecare investitor. Investitorul își setează o serie de criterii, perioada în care vrea să investească, ce grad de risc, ce dobândă să o aleagă. Și după ce și-a setat o serie de criterii și în momentul în care apare o cerere de împrumut care corespunde acestor criterii din platformă, roboțelul face automatizat investiția în numele și pe riscul investitorului. Ulterior, împrumutatul, când face plățile lunare, acești bani, principal plus dobândă, pleacă la investitor. Noi, ca platformă, ne reținem un comision de intermediere de 2%. Practic, investitorul este cel care face investiția și împrumută persoana, nu noi suntem cei care facem lucrul. Care este investiția minimă pe care o poate investi cineva? Oricine poate să înceapă să ne testeze începând cu 25 de euro, deci asta e suma minimă de investiție într-un anumit împrumut. Și în cazul nostru, de ce spuneam că este o soluție relativ sigură? Pentru că noi nu permitem unui investitor să-și investească toată suma de bani într-un singur împrumut. Deci orice persoană care vine să investească, să zicem, 1000 de euro în cazul ăsta, el nu va investi întreaga sumă într-un singur împrumut. El va investi câte 25, 50, maximum 100 de euro într-un împrumut care este listat pe platformă. Astfel, un anumit împrumut de 3000 de euro va fi finanțat de 10 de persoane. Deci nu este finanțat doar de o singură persoană. În așa mod, investitorii își partajează riscurile investiției. În cazul în care împrumutatul nu achită plățile în termen, respectiv investitorul va pierde doar o mică parte din capitalul investit, nu va pierde întreaga sumă. Totuși, în cazul în care nu este achitat un împrumut în termen, noi lucrăm cu avocații, cu companiile de colectare, ne adresăm în instanță de judecată. Deci, ca să vă ofer o statistică, în ultimii 3 ani de activitate a Fagora, aproximativ 95-96% din împrumutații noștri achită plățile în termen, ceea ce este un indicator mai calitativ chiar și comparativ cu băncile din Republica Moldova. Care sunt etapele pentru a obține un împrumut sau pentru a investi? Deci ai nevoie de un buletinul tău de identitate și un act care confirmă adresa.
Trece o procedură relativ simplu de verificare a identității, durează aproximativ 10-15 minute. Avem o soluție pe care o utilizează și Revolut la etapa de verificare a identității. Ulterior, după ce știm exact cine este persoana care și-a creat contul de investitor sau de împrumutat, în cazul împrumutaților, ei depun o cerere de împrumut, noi singuri verificăm care este istoria de credit a acestei persoane, care sunt veniturile oficiale din baza de date a Inspectoratului Fiscal, verificăm o serie de alte date referitor la acest împrumutat, prelucrăm aceste informații și într-o durată unei singure secunde luăm o decizie de a aproba sau de a respinge această cerere de împrumut. În cazul în care cererea este aprobată, noi o listăm pe platformă, iar investitorii au posibilitatea să investească în acest împrumut. De obicei, perioada de finanțare durează câteva minute. În cazul în care suma este mai mare de 4-5 mii de euro, suma maximă este 7.500 de euro. Dacă suma este mai mare, atunci poate dura 1-2-3 zile până când se acumulează toată suma. Împrumutatul primește banii pe contul său bancar, ulterior, în fiecare lună, face plăți lunare, exact ca și la bancă în cazul ăsta. În cazul nostru, achită cu cardul bancar, în fiecare lună câte o anumită plată. Când vin bănuții, ei pleacă ulterior către investitori. Deci, iată, tot mecanismul explicat în câteva cuvinte. Dacă vorbim despre împrumutați, atunci care ar fi dobânda minimă sau maximă? În cazul Fagura, dobânda începe de la 9,99% și dobânda maximă este la 30 și ceva de procente. De aia și zicem că noi suntem undeva între sectorul bancar și microfinanțare, pentru că dobânzile noastre sunt mult mai mici decât la microfinanțare și sunt comparabile cu cele bancare. Și aici e un aspect important să ne oprim un pic. De obicei, când mergi la bancă, obții cam plus minus aceeași dobândă în funcție de produsul bancar. În cazul Fagura, fiecare persoană are o dobândă diferită în funcție de gradul său de risc. Și dacă ar fi astăzi să vii cu o cerere de împrumut pe platformă, tu obții o dobândă în funcție de veniturile tale, de istoria ta de credit, cât de responsabil ai fost la achitarea plăților în trecut, și dacă peste 2-3 luni vei dori să obții un nou împrumut, tu vei primi cel mai probabil o altă dobândă. Deja în funcție de modul în care tu te-ai comportat în această perioadă, dacă ai achitat în termen, care sunt veniturile tale, poate veniturile tale în timp au crescut. Tu ai făcut plățări în termen și atunci cel mai probabil vei primi o dobândă mai mică. În cazul în care persoana a întârziat la o anumită plată lunară sau i-au fost scăzute undeva veniturile, au fost afectate aceste venituri, în cazul ăsta dobânda va fi un pic mai ridicată pentru că riscul din spate este un pic mai mare. Dacă ar fi să ne uităm în lumea cumva tradițională, când mergi la un prieten să obții un anumit împrumut, prietenul acela nu știe, primești salariul la timp, la ce dată îl primești, cât de responsabil ești la achitarea plăților. În cazul Fagura, noi toate aceste informații le cunoaștem, știm care sunt veniturile persoanelor, știm care este istoria de credit a persoanei din spate și putem să știm cu aproximație de 95-96% dacă persoana va achita plățile în termen sau nu, încă înainte de a fi aprobat acest împrumut. În prezent, câți bani operează pe platformă? Până în acest moment, prin intermediul Fagura, au fost investite 1,5 milioane euro de către 400 și ceva de investitori în 1120 de împrumuturi care au fost listate pe platformă. Cum ați promovat această idee, acest concept și cum ați atras primii investitori? Primii investitori au fost, de fapt, prietenii mei. Cei care mă cunoșteau aveau încredere în ceea ce fac, au testat platforma, inițial cu sume mai mici, deci nimeni nu s-a vântat neapărat cu sume foarte mari. Au testat platforma, au văzut cum funcționăm, respectiv ulterior au început să-și crească portofoliile de investitori. Deci, practic, cumva pas cu pas și de cele mai multe ori din recomandare în recomandare. Deci, asta a fost prima etapă. După care au început deja să vină și persoane pe care eu nu le mai cunoșteam în persoană, deci cumva erau recomandările și prietenii celor care au testat inițial platforma. Și este riscant să lucrezi cu astfel de persoane pe care nu le cunoști sau nu v-ați văzut niciodată? Nu văd unde ar fi riscul ăsta atât de mare la mijloc, pentru că o persoană când face o investiție, el face investiția în baza unor reguli. În cazul Fagura spuneam că avem anumite soluții de diversificare a portofoliului. Tu nu poți să investești întreaga sumă într-un singur împrumut. Tu îți diversifici, deci această sumă pe care o investești, o împarți în sume mult mai mici, într-un număr mult mai mare de împrumuturi. Și în cazul în care 1, 2, 3 împrumutați nu achită plățile în termen, tu pierzi doar o mică parte din investiția făcută. De la ceilalți împrumutați care achită în termen, tu primești principalul plus dobânda și pierzi total investiții, tu deja obții un profit mult mai consistent. Din momentul lansării Fagura până astăzi, încă niciun investitor nu a avut pierderi de capital raportat la suma investită inițial.
Și totodată din cei 400 și ceva de investitori care ziceam că au investit peste 1,5 milioane de euro, au primit înapoi dobânzi de 200 și ceva mii euro care au fost achitate investitorilor. Dar câte persoane au apelat în calitate de împrumutați? Vă spuneam că în calitate de împrumutați avem 1120 de persoane și în perioada următoare pregătim să lansăm deja creditarea și pentru companii. În așa fel, tinerii antreprenori, micro-întreprinderile care sunt în primii 1, 2, 3 ani de activitate vor avea o soluție mult mai simplă, ușoară ca să poată obține acces la finanțare. Astăzi, dacă ne uităm la acest segment din economie, aceste companii nu prea au acces la finanțarea bancară, pentru că ei se află la o etapă în care nu au încă un bilanț contabil pozitiv și atunci când pleacă la bancă, nefiind profitabil, banca de cele mai multe ori îi respinge. Noi vom deschide această creditare pentru companii și vom lansa creditarea pentru acest segment de IMM într-un parteneriat cu UNDP Moldova. În așa mod, primele 50 de companii care vor obține finanțarea prin intermediul Fagura vor putea beneficia de credite cu dobândă zero și sperăm să ajutăm ulterior cât mai multe companii să primească această finanțare, să creeze locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea economiei din Moldova. La care alte proiecte mai lucrați în prezent? În prezent spuneam că lucrăm să obținem o autorizație de platformă europeană de crowdfunding. Această autorizație ne va permite să putem activa pe toată piața Uniunii Europene și ulterior luăm în calcul și adăugarea de noi servicii financiare. Ne dorim în toamna acestui an, începutul anului viitor, să avem o nouă rundă de investiții. Vom permite la fel și investitorilor de pe platformă să devină și ei coproprietari ai platformei, la fel cum a procedat și anul trecut. Cu banii pe care îi vom atrage, noi dorim să adăugăm servicii financiare suplimentare, cum ar fi emitere de carduri bancare, emitere de conturi bancare. În așa mod, fiecare investitor care va dori să facă investiții va putea avea un cont Fagura, un cont bancar Fagura, un card bancar conectat la contul de pe platformă, în așa mod încât se poate gestiona banii de pe acest card în orice moment pentru a face anumite plăți. Iar împrumutații de partea cealaltă să primească banii imediat în contul lor bancar, emis de Fagura și ulterior să decide ce face mai departe cu acești bani. Îi retrage pe un cont dacă are un cont la o altă bancă sau îi poate gestiona direct din acest cont. Să înțeleg că ideea voastră cumva se duce după Revolut, conturi bancare, carduri. Noi dorim să dezvoltăm un community digital bank, o neobancă sau o bancă digitală care are în spatele platformei o comunitate de oameni care se ajută, se finanțează reciproc, în așa mod în care fiecare persoană care face investiții prin intermediul Fagura sau obține o finanțare prin intermediul Fagura, să obțină un profit din interacțiunea cu platforma și totodată să ajute alte persoane în acest proces. Poți să ne oferi câteva sfaturi pentru tinerii care vor să lanseze un startup în acest domeniu și, în general, cât de dezvoltat este domeniul în Republica Moldova? Domeniul fintech face de-abia primii pași în Moldova, pentru că avem doar câteva companii care sunt în acest segment de fintech. Avem și mai multe bănci sau companii de telecomunicații care încep să dezvolte proiecte fintech în cadrul activității lor. Dar cred că pas cu pas vom avea tot mai multe companii care se nasc în Moldova. Pentru asta avem nevoie și de mai multă reglementare. Noi suntem în așteptarea unei legi cu privire la activitatea de crowdfunding. După ce va fi aprobată această lege, noi ca și Fagura dorim să obținem autorizație de crowdfunding. Respectiv, investitorii se pot face investițiile în împrumuturi într-un mod mult mai sigur, mult mai transparent. Totodată această lege va deschide posibilitatea ca investitorii să poată face investiții și în acțiunile acestor companii, în equity la diferite startup-uri. Deci orice persoană din Moldova care va dori să devină coproprietar la diferite startup-uri care se lansează va putea face anumite mici investiții de câteva zeci sau câteva sute sau câteva mii de euro și se obțină un mic cot parte din aceste startup-uri care vor accesa finanțare prin intermediul crowdfunding. Dacă ar spunea de Revolut, Revolut inițial când s-a lansat, unii dintre primii bani pe care i-au atras, la fel a fost prin activitatea de crowdfunding prin seeders.com, acea platformă de unde Fagura a obținut finanțare, în așa mod încât aproximativ 3.000 și ceva de investitori la acea etapă au devenit coproprietari Revolut prin intermediul Seeders. Astăzi acești investitori au o creștere de capital de câteva mii de procente față de suma investită inițial. Ne dorim și investitorii prin Fagura care au investit la fel să obțină aceste profituri, dar și în viitor
să devină proprietari la multe alte companii care se vor lansa aici. Deci crowdfunding-ul este o soluție prin care un număr mare de persoane fie investește în împrumutul unei persoane, fie investește în cotele părți, în acțiunile unei companii. În Moldova, de obicei, este cunoscut mai mult conceptul de donații, crowdfunding de tip donații pentru anumite cauze sociale, deci, dar pe lângă componenta asta de cauze sociale medicale, deci există și această componentă de investiții pentru a obține un anumit profit. Cum spuneam, fie vorba de lending, fie de investiții în equity. Înainte de a începe interviul, spuneai că ești adeptul banilor electronici. De ce? De fapt, asta permite ca banii să circule mult mai rapid. Nu e nevoie să mergi neapărat undeva, să stai în coadă, să obții finanțarea de care ai nevoie. E suficient să iei telefonul mobil, oferi câteva informații despre tine, îți este verificată identitatea și primești banii în contul tău bancar ca să poți gestiona ușor. În viitor, deja vom putea vorbi de instrumente de investiții mult mai avansate. Nu știm încă în câți ani va fi aprobată anumite legislații cripto în Moldova, dar cu siguranță că odată cu dezvoltarea segmentului de cripto, odată cu dezvoltarea segmentului banilor electronici, tot mai multe persoane din Moldova vor utiliza aceste soluții ca să poată primi bani sau să poată să transfere bani atunci când au nevoie. Așteptăm să fie aprobat și proiectul de privind SEPA, în așa mod încât persoanele din Moldova să poată primi ușor plăți din Uniunea Europeană sau să transfere înapoi banii în Uniunea Europeană cu viteză mult mai mare și cu comisioane de procesare a plăților mult mai mici. Întrucât vorbim despre investiții și bani, cât de riscante sunt investițiile în cripto? Sunt destul de riscante. În esență, atunci când vorbim de anumite monede, rolul de bază a unor monede este unul de schimb a valorii. Așa cum de moș strămoș, când se făceau anumite tranzacții pentru un bun care îl primeai, trebuie să achiți și achitai cu anumite monede care aveau anumite valoare. Astăzi, când vorbim de cripto, se face un pic abstracție de componenta asta de purtător de valoare. Mai mult, oamenii privesc cripto ca un instrument de investiții, deci primești sau faci o investiție într-o monedă, ca ulterior moneda respectivă să crească și din asta obții un anumit profit. Deci se scapă un pic din vedere aspectul ăsta de achitare cu această criptomonedă. De asta, spre exemplu, în unele țări, cum ar fi Estonia, unde și Fagura are compania înregistrată, se discută în acest moment de aprobarea unei legi care va combina segmentul de crowdfunding cu segmentul de cripto, în așa mod încât investitorii care fac anumite investiții, fie în cotele părți sau unor companii, fie în anumite împrumuturi ale unor persoane, să poată utiliza inclusiv instrumentele cripto în acest proces. Pentru că atunci când vorbim de cripto în sensul de investiții, este exact logica de crowdfunding în spate, în care ai zeci, sute de oameni care fac o investiție într-un anumit proiect. Și atunci, dacă ei fac această investiție într-un anumit proiect, fie o fac prin monedă gen euro, fie o fac prin intermediul unui instrument bazat pe cripto. Tu ai investit în cripto? Eu am făcut anumite investiții în cripto. Nu pot să zic că am făcut investiții foarte mari, mai mult investiții cu scop de a testa cum funcționează aceste instrumente. Banii mei, în mare parte, i-am investit în Fagura, pentru că e un proiect pe care avea nevoie de finanțare. Dar în viitor, sigur că vom analiza foarte atent cum putem utiliza și alte instrumente, cum ar fi inclusiv cripto, pentru a dezvolta proiectul. Dar o vom face foarte atent în momentul în care vom avea o soluție legală. Deci nu vom risca cu licențele noastre doar de dragul de a avea cripto. În momentul în care va fi claritate cum o putem integra, fie pe baza unei licențe care o vom obține în Estonia și va avea și componenta de cripto, fie în parteneriate cu unele companii care ne vor oferi soluții de blockchain sau smart contracts, în acel moment vom putea utiliza aceste soluții. Să înțeleg că este o opțiune, sunt o opțiune investițiile în cripto. De fapt, încurajez persoanele care ne urmăresc să testeze diferite soluții de investiții. Unii vor prefera să-și păstreze banii în depozite bancare. Alții vor dori un profit mai mare și vor face investiții în imobile. Alții vor dori profit și mai mare, cu un risc mai mare, și atunci vor investi prin soluții gen Fagura sau alte companii cum suntem noi. Sau alții vor prefera să facă investiții în cripto. Eu cred că fiecare ar trebui să testeze diferite soluții de investiții și să aleagă pentru sine exact acea soluție de investiții care este mai apropiată de apetitul său de risc, pentru că apetitul de risc a persoanelor este foarte diferit. Și atunci, în funcție de ce fel de profituri dorești să obții, cât de mult înțelegi un instrument sau altul,
fiecare trebuie să decide pentru sine modul în care își investește banii proprii. Fagura are un model de afacere de la care se inspiră? Astfel de platforme cum e Fagura, sigur că există la nivel internațional. Noi nu avem neapărat un exemplu, gen ne-am inspirat de la compania X sau Y. Tipul ăsta de companie cum e Fagura există din anul 2005 în Marea Britanie. Deci noi n-am inventat bicicleta, deja era inventată în alte părți. Noi dorim să aducem această experiență și în estul Europei, în Moldova, în România. Însă nu ne vom opri doar la experiența de crowdfunding în care oamenii doar au posibilitatea să investească într-un anumit împrumut. Vom dori să adăugăm acele servicii suplimentare în așa mod încât să avansăm către o bancă digitală în care această comunitate din spatele platformei se poată investi, împrumuta sau transfera ușor bani de la persoană la persoană. Am spus mai devreme că compania de bază este înregistrată în Estonia. De ce nu în Republica Moldova? Deoarece Estonia este o țară mult mai digitală decât Moldova, fiind totodată și membră în Uniunea Europeană, oferă un grad de protecție mult mai mare pentru investitori și e mult mai ușor să gestioneze anumite runde de investiții. Ca să ofer un exemplu, inițial am creat compania în Estonia, aproximativ un an deja gestionam această companie 100% de la distanță. Deci după un an am vizitat doar pentru prima dată Estonia și am discutat cu oamenii care ne ajutau acolo pentru a dezvolta compania, ceea ce era absolut imposibil să o facem, spre exemplu, în Moldova. Ulterior, când am ajuns la etapa să atragem finanțare în runda de seed investment, a fost suficient să semnez un act prin care ca fondator am decis să emit un anumit număr de shares, respectiv acești investitori au transferat suma de bani în contul companiei. Am luat extrasele de la bancă care a confirmat că aceste sume au fost depuse în cont, însoțite de decizia asociatului unic, le-am transmis la tribunalul din Estonia și acest număr de persoane au devenit proprietari ai Fagura fără ca măcar să viziteze vreodată Estonia. Iarăși lucru care este imposibil să-l facem în Republica Moldova. Deci este o legislație mult mai avansată, o legislație mult mai sigură și totodată Estonia este mult mai credibilă pentru investitori. Asta de fapt a fost logica din spate. Însă pentru a putea să dezvoltăm proiectul, noi am creat companie și în Republica Moldova, unde compania estoniană este proprietară 100%. Am creat o nouă companie în România, la fel compania estoniană este proprietară acestei companii și vom obține toate licențele, autorizațiile de care avem nevoie ca să putem să dezvoltăm proiectul. Știi că este foarte interesant. V-a ajutat cineva să găsiți țara potrivită unde să lansați compania? Nu, ne-am documentat noi singuri. În principiu totul se află la un click distanță. Dai un search pe Google și găsești toate răspunsurile. Noi analizam între Estonia și Marea Britanie. Exact era momentul în care se discuta despre Brexit și erau foarte multe neclarități ce se va întâmpla relația dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană. În așa mod încât noi final am decis totuși ne înregistrăm în Estonia, știind că Estonia va fi în UE mult timp înainte, dar Marea Britanie rămâne o piață foarte interesantă pentru noi și nu excludem posibilitatea că la o anumită etapă să mergem să creăm o companie și în Marea Britanie pentru a ne putea dezvolta acolo. Cât de sigure sunt investițiile pe platforma Fagura, întrucât unii investitori se pot gândi în orice moment puteți da faliment sau cineva poate să nu întoarcă banii și astfel își pierde o parte din bani? Mersi pentru întrebare, este o întrebare foarte bună. Atunci când vorbim de investiții, din start trebuie să înțelegem că fiecare investiție are un anumit risc. La fel cum în momentul în care îți creezi o companie și faci o investiție în această companie, nu știu, ai achiziționat un hectar de teren sau viță de vie sau orice altceva, s-ar putea să obții un mega profit din această afacere, s-ar putea să pierzi niște bani. Deci atunci când faci o investiție, de fiecare dată există un risc în spate. Deci investițiile prin Fagura la fel sunt investiții cu risc. Există riscul ca să faci anumite investiții și anumiți împrumutați să nu achiti în termen. De asta și spuneam că noi am preferat o soluție de diversificare a portofoliului, în care fiecare investitor își investește banii în fracțiuni mici, deci sume mici, într-un număr mare de împrumuturi și în cazul în care unele dintre aceste împrumuturi nu sunt achitate în termen, vei pierde doar o sumă mică de bani, nu vei pierde întreaga sumă. Deci asta e prima soluție. A doua soluție de minimizare a riscurilor e faptul că noi verificăm foarte prudent fiecare cerere de împrumut de pe platformă. Astăzi, dintr-o sută de împrumuturi care sunt listate, noi aprobăm aproximativ 9-10 împrumuturi.
Deci doar aproximativ 10% din cererile care sunt depuse pe platformă sunt aprobate. În așa mod, noi ne asigurăm că cei împrumutați care sunt aprobați pe platformă sunt persoane care au venituri suficiente și au demonstrat că în trecut sunt responsabile la achitarea plăților lunare. În viitor, noi dorim să dezvoltăm și un fond de rezervă, un fond în care vor fi alocați anumiți bani din banii investiți de către investitori și în cazul în care anumite împrumuturi nu vor fi achitate în termen, acest fond de rezervă se va activa și va acoperi parțial pierderile suportate de către investitori. Dar reiterez ideea că aici nu e vorba de anumite investiții care sunt garantate 100%. Deci, istoric, dacă ne uităm în ultimii 3 ani, investitorii FAGRO au obținut profituri între 10-17%. Au fost și cazuri în care unii investitori au pierdut niște bănuți din investițiile făcute, însă ceilalți împrumutați care au achitat înapoi principalul plus dobânda au asigurat că în final investitorul să obțină un profit. Să vorbim puțin și despre companie. Câți angajați sunt? În acest moment în echipă avem 15 colegi, suntem în permanentă creștere, deci suntem în căutarea unor colegi noi. De asta, dacă cineva ne urmărește, îi place ideea, vrea să facă parte dintr-un fintech care are ambițiile, planuri de a se dezvolta la nivel european, vă așteptăm alături de FAGRO, fie că sunteți programator, fie că sunteți o persoană interesată de marketing sau doriți să aveți cât mai multă comunicare și să fiți parte din echipa de suport clienți. Deci suntem deschiși, ne puteți scrie pe paginile noastre de Facebook sau pe adresa care o găsiți pe site, putem să discutăm despre o viitoare colaborare. Ai calculat vreodată în ultimii 3 ani câți bani îți aduce personal ție FAGRO? Eu banii care am investit în FAGRO, în mare parte au fost bani investiți în dezvoltarea companiei. De asta voi putea vorbi despre profitabilitatea acestor investiții când voi ajunge la o etapă și voi face exit, fie parțial, fie integral din companie. Însă pot să vă povestesc pe scurt despre experiența de investiții al copiilor mei. Pentru că Ionuț cu Matei sunt ambii investitori prin intermediul platformei. Noi discutăm cu ei, le explicăm ce înseamnă investițiile, ce înseamnă donații, cum să-și gestioneze banii și utilizăm FAGRO inclusiv ca un instrument de educație financiară pentru copii. Pe contul soției, a Nadiei, copiii noștri pot să facă aceste investiții. Regula de investiții pentru ei este că fiecare euro investit, noi îl dublăm imediat, în așa mod încât simt o creștere a profitului mult mai repede și ulterior, deja din dobânzile acumulate, iau posibilitatea să-și crească portofoliul lor de investitori. Până în acest moment, băieții au un portofoliu de 1300-1400 de euro aproximativ și în momentul în care vor deveni deja maturi, vor putea să-și obțină acești bani pentru a putea gestiona așa cum vor considera ei la acea etapă. În acest context, o să te rog să vii și cu câteva sfaturi financiare pentru alți părinți în domeniul investițiilor. De fapt, fiecare copil ar trebui să înceapă să învețe cât mai multe lucruri despre educație financiară. Fie că e la școală sau la grădiniță, cred că e important copiii să aibă această educație financiară. Noi preferăm să ajutăm sau să oferim anumite sume de bani copiilor pe care ei să le poată gestiona. De fapt, săptămânal le oferim acolo anumiți bănuți de buzunar și ei decid ce fac cu acești bani. Fie că merg la școală și cumpără careva dulciuri sau îi pun undeva într-o pușculiță și ulterior decid să-și atingă anumite obiective. Inițial, în primele zile, copiii cheltuiau în acești zi banii când îi primeau. Ulterior au început să învețe să adune acești bani pentru a atinge anumite obiective, să-și cumpere ceva sau în acest moment au adunat fiecare dintre ei câte o anumită sumă de bani care să le acopere parțial cheltuielile pentru a merge la un meci din Europa League. Sigur că noi ca și părinți vom acoperi majoritatea costurilor, însă în momentul în care ei au atins acel prag agreat cu ei, respectiv le îndeplinim acel vis pe care ei l-au avut. Deci încercăm să învățăm să facă investiții, încercăm să învățăm să-și gestioneze mai eficient resursele, în așa mod, atunci când vor deveni deja maturi, să aibă mai multă experiență în gestionarea banilor. Noi am pregătit și o provocare pentru tine. O să te rog să arunci moneda de 10 lei. O arunc tot în palmă? Da. Uh-huh. Și ce înseamnă o parte, ce înseamnă alta? O parte înseamnă adevăr, alta înseamnă promovare. În cazul în care ai adevăr, o să ai o întrebare de la noi, iar în cazul în care este promovare, atunci o să-ți promovezi serviciile, produsele pe care le
reprezinți. Ok, care e partea adevărului și care e partea? Poftim? Spun după. Ok. Ai promovare. Ok. Ai o minută la dispoziție pentru a-ți promova serviciile. Cei care ne urmăresc, vă invit să intrați pe fagura.com, să vă creați un cont, fie de investitor, fie de împrumutat, să ne testați serviciul. Deci să nu mă credeți pe cuvânt neapărat că Fagura este un super mega produs. Cel mai bine e să vă încredințați singuri. Dacă sunteți investitor, puteți să ne testați începând de la suma de 25 de euro. În cazul în care prezint interes, veți avea posibilitatea să vă creșteți portofoliul de investiții. Dacă veți considera că este o soluție care nu prea se potrivește cu apetitul vostru de risc, veți putea să vă retrageți acești bani din cont, vânzându-vă investiția prin secondary market. Iar dacă sunteți un promutat, veți beneficia de experiență 100% online la obținerea unui împrumut și ulterior administrarea acestui împrumut, la fel va fi doar online, utilizând și achitând cu cardul bancar plățile lunare. Așa că vă așteptăm pe platformă, avem mulți utilizatori care au fost inițial împrumutați după care au devenit investitori, avem și unii investitori care ulterior au devenit împrumutați, deci Fagura este o comunitate de oameni care se ajută, se finanțează reciproc. Vă așteptăm și pe voi să fiți parte din comunitatea Fagura. Mulțumesc mult! Cu drag!